David, ai făcut o partidă bună. Iată, ai fost titular și ai fost la un pas și de gol. Da, așa este, am făcut o partidă bună. Important este că a câștigat echipa, 3 puncte foarte importante. Este foarte important că în ultimele 3 meciuri foarte grele cu Universitatea Craiova, cu cei de la Hermannstadt și cu cei de la Ghiroda, am luat 7 puncte și ne ducem la Sebiș cu gândul de a lua cele 3 puncte și să avem o vacanță cât mai bună. Tu ești junior, însă nu s-a văzut asta în teren. În multe momente ai arătat foarte multă maturitate. Vă mulțumesc. Eu la fiecare antrenament încerc să dau tot ce este mai mult din mine, încerc să capăt forță. Domnul Silviu Lungu este un om extraordinar, îmi dă încredere la fiecare meci, la antrenamente, vorbește cu mine, la fel și domnul Fruntelată. Și asta se vede în jocuri. Eu sper să joc din ce în ce mai bine și să ne clasăm pe un loc cât mai bun. A fost un an de probă pentru tine la Liga 3-a, la anul vei continua tot aici? Da, tot aici vreau să continui și mai departe vom vedea ce va fi. Eu mă gândesc la acest sezon și la ce va fi la anul. E mai ușor la Liga 3-a sau cu junior? Nu este. Este mult mai greu la Liga 3-a. Sunt echipe de forță care joacă foarte multe mingi lungi și nu se bazează foarte mult pe tehnica individuală. Încerc să mă adaptez și să fac tot ce este mai bun. Mulțumesc și bună.